Elevul Tudor Darius Cardaș de la Colegiul Național AT Laurian din Botoșani, care a obținut medalia de bronz la cea de-a 60-a ediție a Olimpiadei Internaționale de Matematică desfășurată în luna iulie la Bath, în Marea Britanie, a fost declarat cetățean de onoare al municipiului Botoșani. Consiliul Local al municipiului Botoșani a acordat această distinție în semn de apreciere pentru eforturile, speranțele și frumoasele sale rezultate. Tudor Cardaș este elev în clasa 11-a și este unul dintre cei mai buni elevi la matematică din România. El spune că distinția oferită de municipalitate îl va obliga la performanțe mult mai mari. Nu pot să zic că mi-a schimbat viața lucrul acesta, trăiesc exact la fel. Pur și simplu înseamnă că munca mea este recunoscută și apreciez foarte mult lucrul ăsta. Cred că eu în cununarea eforturilor. Mă bucur că sunt apreciate și că nu sunt uitate după atâtea ore de muncă. Și obligă în același timp. Da, pune un fel de presiune pe mine pentru că încă mai am 2 ani de liceu, 2 ani de participat la concursuri, dar o văd asta ca pe o motivație în plus, nu neapărat ca pe o povară. Profesorii se mândresc cu Tudor și știu că acesta are un potențial deosebit. De asemenea, Consiliul Local a aprobat acordarea titlului de cetățean de onoare al municipiului Botoșani și profesorului Adrian Panaete de la Colegiul Național AT Laurian, cel care l-a pregătit pe Tudor Darius Cardaș. Suntem fantastic de încântați și ne bucurăm că încununarea muncilor a venit la acest aniversar. Laurianul în acest an sărbătorește 160 de ani de existență și cred că un cadou mai frumos nici că se putea. Tudor este mândria noastră în ceea ce privește performanța elevilor privind studiul matematicii. Este olimpic internațional, așa cum bine știți, iar colegul nostru Adrian Panaete este coordonatorul lotului internațional de informatică. De mulți ani cochetează cu această activitate. Pentru noi, așa cum spuneam, este un prilej de mare mândrie. Sperăm că și pentru ei evenimentul a însemnat enorm și pe câte de frumos și de fericit evenimentul, cred că e destul de copleșitor, ținând cont că de acum înainte standardul și ceea ce își propun ei va trebui să fie mult mai ridicat. Tudor își dorește ca după terminarea liceului să fie student la o universitate prestigioasă. Să fiu student la o universitate prestigioasă. Din țară sau din străinătate? Unde îmi va fi destinul, nu știu. Mai am 2 ani încă să mă hotărăsc și să-mi găsesc oarecum calea, să fac exact ceea ce îmi place pe viitor. Consiliul Local al municipiului Botoșani a acordat această distinție lui Tudor în semn de apreciere pentru eforturile, speranțele și frumoasele sale rezultate.